Detalii șocante în cazul de la Cluj, în care birocrația a ucis un nou născut. Părinții au primit răspunsul oficial că bebelușul lor nu va ajunge pe una din mesele de operație din spitalul de urgență, abia la 5 zile după decesul copilașului. Consider că avea o șansă și nu i-a fost acordată. Este cererea pe care am făcut-o pentru ca domnul profesor să-mi opereze fetița, cerere înregistrată la registratura spitalului în 29. Și răspunsul l-am primit astăzi, am și scris pe copie în ce dată l-am primit. Adică la câte zile? La 5 zile. După ce fetița a decedat. Între timp, medicul chirurg Constantin Ciuce, cel care ar fi putut salva copilul dacă ar fi fost lăsat să-l opereze, a depus plângere penală împotriva conducerii spitalului. După unui control efectuat de către Ministerul Sănătății, am constatat că, efectuat în martie, am constatat că domnul profesor opera copii. Nu am știut. Mi s-a dus la cunoștință că trebuie respectate dispozițiile legii 95 privind specialitatea și codul de deontologie profesională. Pentru abuz în serviciu am depus o plângere penală împotriva domnului manager Șușcă și împotriva directorului medical, întrucât de un an de zile sunt lucrurile bazate pe documente interpretate ca și de mine, ca și o subminare a autorității. Sara Maria s-a născut prematur în Spitalul Județean Cluj cu o malformație congenitală gravă, hernie diafragmatică. Ca să nu moară, trebuia să se intervină chirurgical de urgență. Profesorul Constantin Ciuce, șeful secției de chirurgie 1, nu a fost lăsat însă de managerul spitalului Petru Șușcă să opereze copilașul pe motiv că nu are specializare în chirurgie pediatrică, așa cum prevăd normele legale. Asta deși chirurgul a mai operat 6 copii care s-au născut cu aceeași gravă malformație și toți au supraviețuit. Mai mult, același manager le-a recomandat părinților să ducă bebelușul care se zbătea între viață și moarte la un spital de copii ca să fie operat. Fetița a încetat din viață după 5 ore de la naștere în ambulanța care o transporta între spitale. Cazul care a scandalizat întreaga țară a pus presiune pe autoritățile din sănătate. Conducerea Ministerului Sănătății a dispus constituirea unei comisii de evaluare medicală a cazului. Comisia este formată din reprezentanți ai Colegiului Medicilor ai Ministerului Sănătății, chirurgi, pediatri și medici neonatologi. De asemenea, ministerul a cerut un control al Direcției Județene de Sănătate Publică Cluj la Spitalul Județean.